Elevii liceilor din Ungheni au participat la Ziua Recrutului. Tinerii au rămas impresionați, în special de spectacolul de lupte corp la corp, prezentat de ostașii trupelor speciale. Aflăm amănunte de la Olga Șoltoianu. Centrul Militar Teritorial Ungheni, în comun cu administrația locală, a organizat anul acesta acțiune festivă, Ziua Recrutului. La eveniment au participat circa 200 de tineri din orașul Ungheni, care în primăvara anului viitor vor fi recrutați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen în Armata Națională. La actitatea dată participă militarii Armatei Naționale, trupelor de carabinieri și servicii grăniceri și cu identificarea Armata Națională merge Batalionul Ținat Specială și efectivul Brigăzii 2 Infanterie Motorizată. Departamentul trupelor de carabinieri este reprezentat de către Compania Destinație Specială, Serviciul Grăniceri este reprezentat de Pichetul Grăniceri și elevii Colegiului Național de Grăniceri. Participanții la eveniment au asistat la un program demonstrativ care a inclus exerciții de luptă corp la corp, exerciții de front cu armă și altele. Pe piața centrală a orașului a fost organizată o prezentare a armamentului din dotarea Armatei Naționale, care a trezit interesul vizitatorilor. Spectacolul a reușit să impresioneze pe viitorii aparatului patriei. Cea mai tare, sigur că m-a impresionat exercițiile care le-au prezentat armata specială Fulger, în deosebi, care a exact niște exerciții mai deosebite ca ceilalți. Se cunoaște că armata în Republica Moldova are o bază, puteți să fim siguri de securitatea țării noastre, deoarece în urma zilei de astăzi chiar mi-am pus întrebarea dacă trebuie să fac armata sau nu. Dar nu știu dacă viața mea sau cariera mea va fi legată de armată, însă am rămas foarte fascinat. Au o pregătire, băieții se cunoaște serioasă și am rămas foarte satisfăcut și mulțumit. După ceea ce am văzut, vreau să mă duc la armată. Fac armată, fac serviciu, fac datorie față de țară și poate să rămân acolo mai departe să lucrez. Во-первых, понравилась организация этого всего представления, потому что было действительно очень занимательно, очень интересно. Парни показали себя на высшем уровне, они показали нам боевые искусства, показали, как обращаться с оружием, показательные выступления, одни из лучших. Конечно, организация хорошая, и это дает уверенность в том, что у нас действительно в армии занимаются чем-то, они сидят просто. А выводы, то, что Республика Молдова может надеяться и положиться на таких бравых ребят и смелых. În primăvara anului 2012, pentru îndeplinirea serviciului militar în termen, în forțele Armatei Naționale au fost selectați 836 de tineri recruți din raionul Ungheni.